Parcă ieri, așa începe primul vers al cântecului pe care ni-l amintim cu toți. Parcă ieri ați pășit sfioși cei mai mulți dintre voi în curtea școlii și iată vă ajungi și la sfârșitul clasei a 8-a, înaintea primului examen important din viața voastră. Se spune că cei mai buni profesori sunt cei care fac din tine o persoană mai bună. Iar noi ne-am străduit în toți acești ani să descoperim în fiecare dintre voi ceea ce este mai bun, mai frumos. Suntem convinși că am reușit. Fiecare dintre voi a evoluat. Unii sunteți mai buni la română, alții la matematică, la limbi străine, la istorie, la muzică sau la sport. Dar toți, și voi, și noi, am învățat să respectăm pe cel de lângă noi și să-l apreciem pentru ceea ce este. Am încercat să vă învățăm ce înseamnă să fii om, dar mai important, cum să devii om. Mulțumim părinților voștri că v-au fost aproape, cadrelor didactice că v-au împărtășit cunoștințele și experiența lor și sperăm că v-am devenit model. Astăzi este o zi importantă, pentru că astăzi, împreună, transformăm trecutul în amintire și vorbim despre viitor. Vă mulțumim că faceți parte din amintirile noastre și vă dorim un viitor luminos. Vă dorim succes la examenul care vă așteaptă și să ocupați fiecare un loc în liceul la care aspirați, iar anii ce urmează să fie și ei transformați în amintiri plăcute. Mult succes! Dorim să le invităm pe doamnele diriginte de la clasele a 8-a să facă ultima strigare a catalogului și să spună câteva cuvinte. Clasa 8-a, doamna dirigintă Niță Floarea, la clasa 8-a, doamna dirigintă Cozoce Eugenia și la clasa 8-a, G, doamna dirigintă Oana Lugu. Doamna dirigintă Niță Floarea nu a putut să fie prezentă din motive care nu țin de dânsa și din acest motiv o să strig eu catalogul clasei a 8-a. Și dacă să-mi dea voie, doamna Cozoce, o să strig și la clasa a 8-a B, tot eu catalogul, deși sentimentele voastre sunt adresate doamnelor diriginte. Clasa 8-a A. Balog Tibor. Prezent cu uitare că e ultima dată când o spui la noi în școală. Da? Băduceanu Daniele. Coconete Cosmin George, Dinga Andrei, Dumitru Melania, Colea Teodora Ioana, Gabor Delia, Gheorghe Daria Andreea, Hava Selena Maria, Manole Miruna Ștefania, Manole Bun Robert, Milea Diana Nicoleta, Molnician Nicolas, Morcă Alexandru Nicolae, Nedeluț Darius Marian, Palarca Vanessa, Pandrea Nicolae, Păun Florin Adrian, Piu Alexandru, Poenar Sara, Potcoavă Luiziana Georgian, Racoții Vasile, lipsește Gogu, Rusu Ioan Alexandru, Samuilă Teodora, Tătaru Vlad Constantin, Toma Alexandra, Zgâmbău Maria Alexandra, Ferderaș Gabriel, Chiselea Natalia Odessa, doamna dirigintă nu este, dar noi, după acest moment festiv, mai avem o poveste. Aveți două datorii la mine. O damă de rom și sala de clasă. Da?
Clasa a 8-a B, doamna dirigintă Cozocea Eugenia, v-a călăuzit în acești 4 ani și mă bucur să vă văd pe toți aici prezenți. Baraboiu Ștefan Robert, Bârcă Nicolae Ionuț, Boboc Valentin Ioan, Bogdan Maria Elian, Broșteanu Vădălina Elena, Butum Giulia Mihaela, Capverde Larisa Elena, Ciocan Flavius Ionuț, Feldiorean Cristina Mihaela, Florean Andreea, Imrich Mihael, Maxim Florin, Mitrea Claudia Florinela, Modcă Valentina Adela, Oprescu Diana Narcisa, Poenar Ruben Petre, Ponci Georgiana Cristina, Racuții Iuliana Marina, Stoica Sara Elena, Tinca Elena Angela, Vereș Vlad Andrei, Tătar, nu, Drăgușanu Liviu Daniel. Felicitări tuturor! Iată ne ajungi la ultimul clopoțel, o zi în care realizăm într-adevăr
Cani de gimnaziu al acestor dragi elevi au rămas în urma noastră. Acești copii, sau mai degrabă, domnișoare delicate și bine tipe și cărora nu le mai este frică de domnii profesori, nu mai au emoții înainte de fiecare teză, cum aveau în clasa 5-a, se desprind încet, încet, cu pași încă nesiguri, pentru a-și urma fiecare dintre ei visul în ale educației și pentru a face, probabil, primele alegeri uitate în existența lor. Această zi nu ar trebui să fie una tristă, Raluca. Din contră, este o zi în care dumneavoastră, părinții și noi, cadrele didactice care i-am îndrumat, să ne simțim mândri de ei, să vă bucurați că i-ați ajutat să ajungă până aici, că le-ați fost alături an de an, zi de zi, încurajându-i și rugându-vă să-i păzească Dumnezeu de tot răul din lume. Și ați făcut o treabă bună. Sunt copii extraordinari, capabili de multe și frumoase și mărețe lucruri. Sunt copii curați, buni, deosebiți. Sunt copii care nu v-au spus de fiecare dată lucruri frumoase când ați meritat, dar cu siguranță poartă în suflete cuvinte de mulțumire. Pentru sprijinul acordat de dumneavoastră. Vorbesc în numele lor atunci când vă spun, dragi părinți și profesori, îți mulțumesc, știu că mi-ai pus alături, ajută-mă în continuare, ai încredere în mine, știu ce-mi doresc și voi urma visul. Nu te îngrijora, sunt destul de mare și te respect. În încheiere, aș vrea să vă adresez câteva cuvinte părinților, Vă mulțumesc frumos pentru crederea acordată. Mulțumesc că mi-ați încredințat ce ați avut ce și aveți mai spun pe lume. Avut alături timp de 4 ani. Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor, pentru toată implicarea dumneavoastră în diversele evenimente și programe care au avut loc la noi școală, clasă sau în aer liber, la sfârșit de săptămână, pentru implicarea în a organiza un banchet frumos și ultimul clopoțel la care au participat vreodată. În ultimul rând, doresc să vă mulțumesc frumos pentru vorbele calde pe care le-am primit atunci când am avut cea mai mare nevoie, pentru e-mail-uri sau mesajul cu care mi-am făcut ziua mai bună sau pentru sâmbetul cald de la ședințele cu părinții. Vă mulțumesc și mă simt onorată să fi făcut parte din viața dumneavoastră, chiar dacă nu mai pentru o perioadă scurtă. Mă despart de voi, urându-vă tot ce este mai bun, mai frumos pe lume, sănătate, pace, bucurii, lumină, speranță. Cu cele mai frumoase gânduri, doamna Virgiu. Acum va urma interpretarea cântecului Am ce bucurie de clasele 8G. Ce bucurie într-o poezie,
oficiale și să anunțe șeful de promoție, iar apoi pe doamnele diriginte să premieze absolvenții claselor a 8-a. Prin a acorda câteva premii speciale elevilor care au reprezentat școala noastră cu cinste la olimpiade, concursuri și competiții locale, județene și chiar naționale. Nu putem să trecem peste acest moment important fără a evidenția pe cei mai merituoși dintre colegii voștri. Se acordă premiul special elevei Florian Andreea din clasa a 8-a B. Se acordă premiul special elevei Gaborderia din clasa a 8-a A. Se acordă premiul special elevului Lazar Tudor Roberto din clasa a 8-a. Dragi colegi și mai ales dragii noștri și a dumneavoastră, dragi
elevi. Sunteți o generație foarte frumoasă, cu mult, mult potențial, cu ambiții și cu pretenții, cu gesturi frumoase, cu gânduri în aripate, dar noi știm că în inimile voastre micuțe mai există și joaca aceea de grădiniță, și ignoranță, și lene câteodată. Mai ales pentru orele de la 8 la 9, dar am trecut, da? Vrem să auzim despre voi numai lucruri frumoase și vă asigurăm că noi ne vom aminti cu drag de seria voastră. Vă asigurăm că, indiferent unde veți fi, vă veți gândi probabil la Cicăleană, doamnei profesor de română, vă veți gândi la cratimă, că trebuie să o puneți acolo la sâliniuța A, la virgulă, că trebuie să izoleze ceva, și atenție și la evaluare, da? Deci dorința noastră a tuturor și a părinților și a dorința profesorilor care v-au pregătit, dorința cea mare, este ca voi să aveți rezultate foarte bune la evaluare. Știți că v-am făcut și o promisiune, să știți că mă țin de ea. Așa. Din suflet vă urez mult, mult succes. Vreau să veniți la examen fără emoții. Acestea de astăzi sunt constructive și sper să fie constructive. Trebuie să fim veseli, nu neapărat triști. Suntem în liceul teoretic și oricând vă așteptăm să fiți și elevii noștri. În continuare, bineînțeles, dacă veți avea această opțiune. Nu voi uita niciodată din seria voastră prostioarele gemenilor Robertino și Cosmin. Nu voi uita întârzierile lui Paul și întârzierile Patriciei, așteptându-o pe iubita lor, Carina, la poartă undeva acolo, știu ei unde. Nu voi uita dansul fetelor, Sveva, Lisa și Maluca și toate momentele frumoase trăite alături de voi. Și vreau să vă zic, chiar dacă am fost și călitoare uneori, poate rea pentru unii, mi-ați fost foarte dragi și veți rămâne foarte, foarte dragi. De aceea, astăzi, aș vrea să vă urez în continuare mult succes și să citiți cât mai mult. Când deschideți o carte, deschideți lumi noi. Nu uitați să fiți super cititorii pe care ne-am străduit și m-am străduit să-i formez. De aceea, eu aș vrea numai câteva diplome, așa ca mici amintiri și titlu oficial de super cititori, pentru câțiva dintre voi, îmi cer scuze pentru elevii claselor a 8B, mai ales clasei a 8B, se acordă elevei Stoiana Andreea, premiul titlu oficial de super cititor, clasa 8B. Georgescu Andrei, un băiat care a Pascal Bianca, o fată care citește mult. Șurani Ana. Milia Diana, clasa 8A. Palanca Vanessa, clasa 8A. Și Oteanu Melic, clasa 8AG, Melina. Pe mulți dintre voi i-am mai premiat cu aceste diplome onorifice, să zicem, pentru clubul de lectură. Voi ați susținut foarte mult clubul de lectură și, credeți-mă, ați pus bazele acestui club, iar eu mă chinui, între ghilimele, mă străduiesc să-l mențin în școala noastră. Mulțumesc! Deci trecem la premierea elevilor din clasa 8A pentru rezultatele obținute în acest an școlar. Premiul întâi se acordă elevei Palatka Vanessa, elevei Gabor Delia
Premiul al treilea se acordă elevei Samuilă Teodora. Dobro.
de bibliotecă. Am menționat doar trei deocamdată. Ane Gorges, Sara Fleșa, Andreea Stoian, iubitoare muzicii foarte din clasa 8-a și pot să interpreteze respectiv
partea de rep și cea cântată la refren. Însă, la refren, evident, avem nevoie de ajutorul tuturor, fiindcă sunt convins că există elevi care să nu cunoască refrenul acestei melodii. De altfel, foarte sugestive, cu un text foarte frumos. Și o să rog pe domnul Teo și pe maestru să ne cânte repul și respectiv refrenul. Cred că stați aici, dar o să rog să vă ridicați aici, dar aveți și textul acolo. Cine credea că zic cu rege, mi-i da, mi-am adorit cu rege.
Am dorit să mulțumim doamnei Bălă Nicoleta, domnul Vasile,
și Doamne Prisma Foie, pentru că ne-a deschis calea spre cunoașterea neamului nostru, care au dat eroii pentru bunele țări.
La început a fost mai dificil, dar încetul cu încetul ne-am obișnuit cu schimbările și cu profesorii și greu n-am reușit să depășim fiecare obstacol, o ieșit din calea noastră. Ne adresăm acum vouă, dragi colegi, din clasele a șaptea, cărora vă predăm cheia succesului, cheia școlii, să faceți tot ceea ce depinde de voi, pentru a obține rezultate foarte bune la învățătură și satisfacție în întreaga voastră activitate. Vouă, celorlalți colegi, vă adresez îndemnul de a învăța, căci doar prin muncă veți obține rezultatele dorite. Aceasta este ultima întâlnire.
profesori și doamnele profesoare care au predat cu pasiune și înțelegere materiile care v-au plăcut mai mult sau mai puțin, v-au dat bătăi de cap sau nu. Examenul pentru care v-ați pregătit atât de mult este doar un obstacol, dar și o treaptă inevitabilă a vieții voastre pe care sperăm să o treceți cu succes. În această vacanță de vară, în multă așteptată, vă veți odihni și vă veți bucura atât de colegi gusti, cei de care poate că veți despărți în următorii ani de liceu. Încă veți redeveni niște bobocii încrezători, luați sub aripile celor mai mari. Dorim să vă urăm succes în continuare, pe drumul bun pe care știm că îl veți alege și vă veți aminti mereu cu bucurie de ani petrecuți în gimnaziu. Sperăm să vă alegeți un liceu primat de inimă și de dorințele voastre. Cheia succesului pe care ne-o dorim, reprezintă dorința voastră de a ajunge să le urăm și cu demnitatea voastră succes generației viitoare, cu aceeași bucurie pe care o aveți voi acum. Vă dorim o călătorie lină, luminată, veselată, cu multă sănătate și fericire, pe care o întâmpinați cu capul sus, cu dorințele de a vă bunătăți mereu, fiind cunoștiți de persoanele dragi vouă. Succes!